toți copiii noștri erau în pătucurile lor, știrile din misiunea de noapte se terminaseră, iar eu mă ocupam cu aranjarea ultimelor detalii pentru prezentarea medicală pe care trebuia să o fac studenților mei a doua zi. În timp ce revedeam unele diapozitive și intenționam să le prezint, pe ecran a apărut fotografia unei victime a avortului, o fetiță la 2 luni și jumătate de gestație. Trupușorul ei era dezmembrat de aparatul de curetaj, un fel de cuțit lung cu plăsele folosit în acest procedeu de avort. Abia atunci am simțit că lângă mine se află o altă persoană. La sunetul respirației sale agitate, m-am întors brusc și mi-am dat seama că fiul meu, cel mai mic, era lângă mine. La cei 3 ani ai săi pe furiș, intrase în camera mea și privea uimit la imaginea de pe ecran. Cu vocea înceată, pătrunsul de o puternică emoție, m-a întrebat: cine a rupt copilul? Cum poate oare să vadă acest micuț și inocent copil ceea ce milioane de adulți nu pot să vadă? Sigur că va auzi glasul meu. N-am niciun nume.